Hei, salutare dragilor, el este Ionuț Anghel, a venit la Piața Artizante, abia așteptam să văd cum arată un măcelar de top. Vino mai aproape de cameră, nu te... Dar degeaba le povestim, hai să invităm să vadă exact despre ce e vorba. Toată munca asta pe care voi cei de la Carmanceria Ozana o pregătiți... Muncă și pasiune la oaltă. De unde a pornit pasiunea asta ta pentru lucrări? Este o afacere preluată din tatăl fiu, e o afacere pornită de părinții mei, acum 31 de ani, da. În 1993, da. Pe care am preluat-o și am dus-o mai, la un alt nivel, am vrut să ducem pasiunea la nivel de artă. Ce te-a făcut să vii aici la Piața Artizante? A fost o provocare, noi am mai încercat să mai colaborăm chiar la deschiderea pieței, eu eram în concurs, înscris în concursul național de măcelari și n-am avut timp să vin la deschidere. Am amânat un pic momentul și acum am crezut că e momentul potrivit chiar să vin în Piața Artizante să aducem un pic de efervescență în piață. Vreau să-mi explici un pic cum stă treaba cu prețurile. Am văzut un interviu în care ai spus că prețurile sunt corecte, raportate la calitatea... Raport calitate-preț, sunt preț corect. Perfect. Bun, dar explică-ne un pic, pentru că omul vine, poftește la tot ceea ce vede în vitrinele astea, după care zice, băi, la Artizante un pic cam scump. Și atunci, care e replica ta? Care este explicația? Am ținut să dau această explicație pentru că în majoritatea comentariilor de pe Facebook, TikTok, unde am postat că deschidem în Piața Artizante, au fost tot felul de comentarii dacă prețurile să fie la fel de artizanale ca restul pieței. Și am simțit nevoia să subliniez lucrul ăsta, că o să avem prețurile pe care le avem și în celelalte măcelerii din București, nu venim cu nimic exagerat. Cu siguranță depinde cum raportezi vita, că este vita românească care are un preț și e vita de Argentina, de Uruguay, de în funcție Hai de care dăm, dăm câteva exemple de prețuri pentru un produs care de obicei este foarte cumpărat și pentru 2-3 care sunt ceva... Cel mai cumpărat produs de departe este ceava de porc, care are un preț de 35 de lei, adică... 35 de lei pentru ceava de porc, da. Nu se poate compara cu un preț de supermarket care vinde ceavă de Spania și o are la 22-25 de lei. Deci ceapa de porc am înțeles mai departe, dar altceva. Mici. La mici, aici sunt o grămadă de controverse. Sunt mici, la fel, mici de supermarket unde sunt volume și au tot felul de înlocuitori de carne. Acolo sunt, nu știu, sunt undeva între 22-25 de lei, 26. La noi sunt 35, dar este doar din carne de lucru de vită 80-90. Zim pui mici ăștia bicarbonat să fie mai gustos sau fără bicarbonat? Nu, micul fără bicarbonat nu e mic. Perfect. Bun, de acord cu tine. Trebuie lămurit. Așa și încă un preparat. Hai să ne luăm tot cu preparatele noastre. Pastrama tradițională de berbecuț, care este doar la sare și atât. Cât costă? 60 de lei doar din pulpă, n-avem, nu avem... Așa, mi-ai dat un preț mai mare, că era păcat să n-auzim la Ozana de prețuri mai mari. Hai să-mi prezinți un pic echipa, dacă îmi permiți, pentru că sunt niște oameni în spate. Sunt niște oameni în spate, Georgică, care lucrează la noi de la 16 ani. Deci este un tânăr care muncește... Este un tânăr care la fel a venit din tatăl fiu. Tatăl lui lucrează de 31 de ani la noi. Foarte tare. Eu am copilărit cu el, ca să zic așa, eram 35 și am crescut, îl cunosc pe tatăl lui de când aveam 4 ani. Practic, el m-a crescut, ca să zic așa. E o domnișoară care a fugit în momentele astea. Sunt cu treabă, domnișoare. Este echipa împropită deocamdată de la București, cu reformăm un personal aici. Trebuie să implementăm strategia noastră, ca să zic așa, și tăiturile noastre, caturile pe care le practicăm. Ionuț, mie mi se pare extraordinar faptul că promovezi tineretul pe zona asta de muncă. A fost o provocare, duce în lipsă de personal și de tineret, pentru că toată lumea asociază meseria de măcelar cu munca de bandă în afară, cu 8 ore să faci același și... Nu, măcelarul trebuie să fie un artizan, să cunoască toate produsele, să cunoască toate operațiunile, eventual de la abatorizare până la preparare, până la rulade, să aibă imaginație. Mesaj pentru cei care sunt din Păulești, dar și pentru ceilalți prahoveni, inclusiv pentru ploieșteni, care sunt la 5 minute distanță. Oricum o să facem fum, mesajul o să vină, ăsta e marketingul nostru, fumul afară de la grătar. Dar îi așteptăm să guste, chiar în seara asta avem degustare din partea noastră cu de ceva din fiecare produs, o pastramă, un mic, un cârnăcior. Dar cu siguranță vor gusta și eu sunt convins că majoritatea vor rămâne clienții noștri. Mulțumim din suflet pentru interviu, spor și cât mai mult succes! Mulțumesc din suflet!